Recidivistul din Runcu, un nou atac. Bărbatul care a atacat un polițist și un jandarm a fugit din arestul la domiciliu și a vandalizat numai puțin de 5 mașini. 4 dintre ele aparțin primăriei Runcu și cel de-al 5-lea autoturism aparținea unui localnic. Poliția l-a identificat rapid pe individ, iar acum măsura arestului la domiciliu a fost înlocuită cu cea a arestului preventiv. Da. Scoate-mă pistolul! Scoate pistolul! Scoate-l mă afară! Scoate pistolul afară! Scoate pistolul! Scoate pistolul! Hai! Scoate pistolul! Scoate iară pistolul! Vezi geamul jos! Scoate pistolul afară! Scoate pistolul! Scoate pistolul! Scoate pistolul! Băi, petișoare, calmează-te, mă, ce ai? Mă, ce ai? Mă, ce ai? Bă, tata, asta-i pândă! Bă, ce pândă? Asta-i pândă! Scoate-mă, băi, dă haina jos, dă haina jos, pentru că ești pus și ești afară. Bărbatul a comis o nouă ilegalitate. El se afla în arest la domiciliu după ce la începutul lunii martie a înjurat și amenințat un polițist și un jandarm, fiind plasat sub această măsură după ce a fost prins la câteva zile de la incident, în timp ce încerca să fugă din țară. Individul s-a înarmat cu un cuțit și a ieșit din casă, deși era în arest la domiciliu. A vandalizat numai puțin de 5 mașini, 4 dintre ele fiind ale primăriei Runcu. Polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au reținut pentru 24 de ore și introdus în centrul de reținere și arestare preventivă al IPJ Gorj, un bărbat de 43 de ani din comuna Runcu, bănuit de săvârșirea infracțiunilor de distrugere și conducerea unui autovehicul pe drumurile publice fără a poseda permis de conducere. Din cercetările efectuate de polițiști a reieșit faptul că în noaptea de 27 spre 28 martie anul curent, bărbatul ar fi distrus anvelopele a 5 autoturisme care se aflau parcate pe raza localității Runcu. Totodată, din verificările efectuate, a reieșit faptul că bărbatul ar fi condus un autovehicul fără a poseda permis de conducere pe raza localității, încălcând totodată măsura preventivă a arestului la domiciliu, dispusă de judecătoria Târgu Jiu într-o altă cauză penală. Polițiștii continuă cercetările în vederea documentării activității infracționale sub supravegherea unui procuror din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Jiu. Măsura arestului la domiciliu a fost acum înlocuită cu arestul preventiv, individul fiind acum după gratii.